La rugămintea mea, domnul președinte Federației Ruse a acceptat ca pentru aceste 5 categorii de produse, începând cu 1 ianuarie 2019, vor fi anulate taxele vamale la import. Fructe, legume, conserve, produsele de vinificație. Dodon însă a negociat doar pentru 6 luni. Suntem siguri că la expirarea acestor 6 luni, Republica Moldova va fi alt guvern care va duce negocieri cu Federația Rusă și va lua decizii. La întrebarea noastră, vor reveni sau nu taxele? Eu cred că vor reveni. Eu cred că dacă rămâne această guvernare, dacă nu se schimbă situația în Republica Moldova, taxele ar putea să revină. Cu toate acestea, anularea taxelor nu vor fi de folos pentru toți producătorii din țară, ci doar pentru cei care au fost sau vor fi apropiați de Rosselhoznadzor. Dacă experții Rosselhoznadzor și Rospotrebnadzor vin în Republica Moldova, inspectează aceste întreprinderi, dacă într-adevăr sunt producători și le dau acces pe piața Federației Ruse. Sunt câteva sute de agenți economici care au primit dreptul să exporte în Federația Rusă. Pe de altă parte, directorul Asociației Moldova Fruct spune că mai bine ar fi dacă Federația Rusă și-ar deschide porțile pentru toți agricultorii. Ne așteptăm că odată cu asta elimine și listele astea. Până la urmă, listele intervine în piața, nu sunt admitit producători, dar anumit. Catele noi mai așteptăm încă să rădi și restricțiile la tranzitarea forțelor teritoriului ucrainii spre țările, de exemplu, cum ar fi Kazahstan. Iar proprietarii de levezi speră că agenților economici le va fi mai ușor să exporte fructele. Noi avem contracte, avem cui vinde. Pur și simplu nu cumpără, că nu poate plăti mai scump agentul economic care procură de la noi. Și atunci ele vor fi mai ușor să aducă agenții economici. O să ducă producția în Rusia, în Belarus. Federația Rusă a introdus embargo asupra produselor vinicole moldovenești în anul 2013, iar un an mai târziu, autoritățile de la Moscova au introdus taxele vamale pentru zeci de produse din Republica Moldova, în mare parte fructe, legume și alte mărfuri nealimentare.